Ok, deci înainte să înceapă acest videoclip, vreau să vă scurt reamintesc să apăsați și voi butonul de like, subscribe și bineînțeles să-mi comentați dacă aveți vreo idee, ceva. Aș vrea să stabilim acest lucru de la început, fiindcă în introducere ne vom lungi ca de obicei și nu o să se mai înțeleagă nimic. Deci, înainte de acest videoclip, dați și voi un like, un share și un subscribe și să înceapă videoclipul în prepreziți de GTA 5 online. Salutare tuturor, eu sunt Miu și astăzi ne revedem, băieți, și practic ne reauzim la un nou videoclip de GTA 5 online. Nu uitați voi să apăsați acel buton de like. Oh. Nu înțeleg de ce mă bag în apartamentul lui Carvin ăla. Și v-aș scurt de amintit să apăsați și voi acel buton de like, precum v-am reamintit și în introducere. De aia n-am acceptat, nu știu cum căcat mă băgăm. Mă scoas acum, fut. Oh. Oh. Ce, ziceți repede ce luăm? Pe asta, hai. Nu merge. Hai să plecăm. Și nu uitați voi să stați un like, fiindcă eu uite, suntem cu unul aici în mașină, nu știu ce căcat. Wow, 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 nu mai trage prostule! Da, după cum puteți vedea, suntem pe o sesiune cu un codat. Hai să-l ducem pe ăsta pe cel mai înalt turn și să-l lăsăm acolo. Ăla care m-a invitat în apartamentul lui, Cașrin Rus. M-a băgat în apartamentul lui fără să accept eu vreo invitație, deci e codat. A tras. Noroc că sunt pe pasiv și nu m-au omorât. Hai să ne urcăm aici pe cel mai înalt turn și după aia ne începem și noi activitatea. Precum v-am spus și în introducere, nu uitați voi să apăsați butonul de like, fiindcă mă motivează mult, dar ultimul videoclip a strâns peste 25 de like-uri și... Hei, hei! Da. Idiot. Ok. Bun, băieți, precum v-am obișnuit în celelalte episoade de GTA 5 Online, în primul rând vă voi prezenta o mașină destul de șmecheră adăugată. Este vorba de... Ca de obicei, problema cu sunetul. Ok, dar vrem niște roți. În 4 e Devant. Devantul. Sunt mașină și retard. E AK Pershing, ăsta alt codat și el. Mă, îmi place asta. Mamă, voi știți cât de stabilă e să moară Gianni. Mamă, dacă știi cum se mișcă asta... Mamă, cum trage. E o mașină normală, nu e nici prea OP, nici prea... Ne băgăm și noi aici frumos în intersecție. Ok, și o să tăiem, o să o tunăm. Ne vedem imediat la tuning. Nice. O să pun muzica din edit, ca de obicei, băieți, dar de data asta știu că o să se acopere. Ca de obicei am uitat să pun sunetul de la... Am ascultat muzica pe boxa de la asta, de la monitor, de la, mă rog, am eu niște boxe pe incorporate și am și niște boxe. Am ascultat, principalul e că am ascultat la boxe și am uitat și am intrat în joc așa. Oricum, până mi-a găsit sesiunea a fost ceva de noaptea mintii. Așa că sunetul o să se audă din boxe și microfonul meu va trebui să audă practic tot ce îi dă microfon, de tot ce îi dă monitorul. Foarte complicat la sunet, nu o să prea ne intereseze sunetul de data asta. O să am eu grijă data viitoare, cum zic de fiecare dată.
Noi o să punem muzică din edit. Și hai să nu mai tăiem, că ba, o să tăiem, că e până ajung la ăla, până fac ocolul. În principiu ne vedem din nou la tuning. Asta este noua mașină adăugată. Dă așa un Dodge Charger și la față și stopurile la spate mai ales. Și punem aici pauză și ne revedem direct la tuning. Și am revenit, băieți, la custom tuning, cum ar veni, hăți. Cum ar spune domnul Dorian, domnul Morian, hâțul suprem. Suntem la custom tuning acum și ne tunăm chargerul. Armură full, ăsta frânele full, bumpers, aici. Hai să vedem ce bără să-i punem, băieți. Îmi pare că sunt puțin cam bâlbuit și puțin cam obosit, dar acum practic este 11 noaptea, nu e foarte târziu, 11, iar de la ora 3 după amiaza lucrez la chimie, deci lucrez de la 3 după amiaza. N-am fost astăzi la școală, am fost răcit și am zis să profit și să lucrez la chimie, la ce mă interesează pe mine cel mai mult și am lucrez, mă rog, am avut și pauze, vă dați seama, dar acum am terminat cu totul. Mâine sunt destul de liber, o să mai am de fapt câteva lucrări săptămâna viitoare de care va trebui să mă ocup. Așa că să înțelegeți fapt, o, ultima. Adică asta, lol. Na, nu-mi plăcut niciuna, sincer. Hai să nu zicem că n-am pus nimic, uitați-e asta, haide să o punem pe asta, că arată destul de OP. La rear, adică în spate, să vedem aici, aș vrea o bară de-aia ca la curse, da. Uite, asta ar da destul de bine, părerea mea, da, chiar ar da, cum trebuie acolo, e ce trebuie. Vreau să văd dacă mă văd bine, sper să nu se blocheze facecam-ul, o să-l mai verific eu din când în când și să nu se oprească filmarea, fiindcă e pagubă după, nu-mi dau seama de unde trebuie să tai, de unde trebuie să lipesc. Engine maxim, deci avem în accelerația full, exhaust, aici mă interesează, sunt chiar curios. A, uite, deci sunt aici, o... rear exit, da, asta cred că e. Oh. What? Na, mamă, clar ăstea, bă, deci clar. Bă, cred că, bă, spuneți-mi voi, deci când ați văzut asta, ați văzut asta și aia, urâtele alea. Bă, nu v-ați gândit că le-au pe astea, serios? Adică voi pe care le-ați fi luat? Scrieți-mi în comentarii, sunt chiar curios ce ați fi ales voi. Sau, nu știu, într-un loc, uite, bă, nu mi-a plăcut ce a ales acolo. Minule, eu aș fi ales cealaltă chestie, ar fi dat mai bine. Ne sfătuim și poate data viitoare va ieși ceva mult mai șmecher. Ok, hai să punem manager la, aici zbăr sau faruri, grile. Ah, protecție la farurile astea. Vai, coamă, cum arată cu asta, zici că e mostul din Loch Ness, dă-l dracu. Și n-arată chiar, wow, clasic grill. Stoc e așa. Ăsta, mă, nu știu, e ce trebuie ăsta. Chiar dacă nu e, uitați-vă, diferența e foarte mică, dar e, bă, cu aia, uite, sunt tot și ăsta, aliajul de la faruri e din carbon, bara din același bar, numai că nu mai e din oxid, din carbon, e tot ce trebuie, negru. Nu știu, zic că aici momentan arată superb culoarea. Bă, nu știu să îi fac altă culoare. Nu știu, m-aș duce pe un red wine. M-aș duce, da, pe un roșu din ăla așa semi-închis. Dar nu foarte închis. Hood, stock hood, carbon hood. Mama, asta e vented hood. Două dracu, vedem prin capotă din, vedem motorul dinăuntru, ce dracu. Secondary hood, wow, exposed charger. Marte aici, asta arată genial. Și asta arată bine. Carbon charger, carbon scoop. Bă, cred că ăsta, să-mi bag picioreta dacă nu. M-aș de aici. Hai să punem și noi un loop. San Andreas. Cine a jucat San Andreas, te-s frații mei, frate. Deci, zic că-s frații, te-s frații mei, frate. Dar jocul ăla a fost genial. Deci, mi-aduc câteodată cu drag aminte de vremurile când ajungeam de la școală. Eram clasa 3-a, 4-a, maxim a 5-a. Bă, și ajungeam acasă și mă jucam San Andreas. Bă, și nu puteam să trec din misiunea aia cu dansatul de mașini. Până la urmă am reușit să trec. Bă, belea cu jocul San Andreas. Cred că toți avem acolo, nu știu, în inima noastră tot, cred că se ascunde acolo un GTA San Andreas. Nu cred că există om pe această planetă, practic, teoretic vorbind,
care să nu fi jucat măcar o... Wow. Wow, 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 wow. Asta arată Lowrider, chiar cum vreau eu. Globoil. Asta îmi place cum dă, dar numai că o facem wine. Plate. Nu știu cum făceai să spui... Mason, Andreea, same tempt. Hai să punem de ăsta, așa să pară, nu știu, numărul din ăsta de Anglia. Respray Primary. Metallic. Red Wine, vreau să văd. Eu așa o văd. Ma, arată. Să ia să vedem și alte opțiuni, ia să vedem. Hot Pink, marș de aici. Salmon Sunrise. Vedem ce ar da cel mai bine. Voi ce ați fi ales aici? Eu aș alege Red Wine-ul ăla, sincer. Bă, maro, cred că n-am avut mașină maro în GTA niciodată. Da, hai că mă duc pe Red Wine. Haideți să mai diversificăm. De fiecare dată le facem ori prea, ori albe, ori negre, ori metalice, carbon, pula mea. Mi-am complicat munca cu chestia asta la edit. Vreau să facem și să mai diversificăm culorile, să nu mai punem tot alb, gri, negru și atât. Haideți totuși să o facem cum am vorbit pentru prima, Wine Red. Așa, secondary color, metallic, tot așa un wine red. Dă-te, naiba, cât de țeavă arată. Nu știu, mie îmi place, sincer, culoarea asta. Roof. La... Wow. Wow, wow. Cum este? Library roof. Da, mă arată bine, da. Da. Ce oare se vede roșu? Bate da, ceva lumină în el. Hai, eu le-aș lăsa pe ăsta de carbon. Nu știu, arată mult mai blanau cu el. Sell, nu, stați că era să o vând. Spoiler alert. Wow. Aici vreau să-i pun un spoiler din ăsta gigant. Dar nu are chiar așa. Uite, ăsta are... Asta, hai să-i lăsăm pe asta. Drag wing. Suspensie. Pe burtică o lăsăm. Transmisie full. Turbo. Turbo tuning. Wheels. Wheel type. Ia să vedem aici. Low rider. Stock rims. Of, că nu nimeresc butoanele. Nu, mă, nu e bine, stai. Wheel type, high-end stock rims, aici. Vreau să-i pun jante de-astea pe 20. Să vedem cum dă. Că-ți jantele de șaptar. Astea, cred că îi le las pe astea. Carbon inferno, tot e așa, un mix din ăsta așa de carbon, e super șmecher. Tires, tire enchantment, bullet proof. Tires, smoke, vreau să-i pun așa un purple. Mamă, cât de bine ar da. Da. Windows, nu mai fac nimic. Hai să vedem și noi cum se mișcă, cum, ce diferențe sunt. Hai să vă dau așa un pic aproape să vedeți cum se aude. Trebuie să am grijă acum la, aici la edit. Practic îmi readuc mie aminte din viitor când voi edita. În urmă cu câteva secunde să opresc muzica și tot să se auziți și voi cum se aude toba. Ok, băieți, și am revenit cu mașinuța. Bă, arată genital. Nu știu cum vi se pare vouă, dar cum arată e într-un mare fel, dar și cum fuge acum. Uitați cum pleacă din 76.000 de ture, 67.000 de ture, ia să vedem, ia fii atent. What the fuck, am sărit peste mașina aia! Stai că-s curios peste omul ăsta dacă sărim.
Uitați-vă coaie, l-am omorât! Mamă, e o moarte! Uitați-vă cum pleacă din 1000 de, din 7000 de ture! Wow. Ori o tracțiune spate foarte jegoasă, ori are ceva, nu știu, mașina asta, au făcut ei ceva update. Uitați-vă cum fuge. Da, nu văd de volan, e prost făcută. Moment, probabil avem 160.000 de 300 la oră. Că pare... Dacă nu știați, în GTA Online este limita de viteză. Deci orice mașină ai avea nu va, nu va trece de 160.000, nu cred că, sau poate nu va ajunge niciodată. Acum suntem undeva la 100-110.000, 120. X80 trecea de 120, dar acum nu mai trece. Cred că Ocelotul a rămas cea mai rapidă mașină din joc. Ați văzut, uitați-vă, comparați, de la, comparați începuturile cu, cu ce a ieșit acum. Faceți un before and after. Iar noi, băieți, o să revenim, bineînțeles, cu următoarea mașină. Este o mașină de curse pe care cei de la Rockstar Games au adăugat-o destul de recent, acum 2 zile, cred, sau 3, dar n-am avut timp să... Și vă povestesc în continuare ce am făcut eu azi și ce mi s-a mai întâmplat în viață, update-uri, etc., imediat ce voi... Nu, mai întâi va trebui să duc mașina asta. Oricum, hai, revenim în scurt timp în mașina de curse, vă arăt puțin, după tăiem iarăși, suntem la tuning și după vedem cum se mișcă. După aia încă o catenim cu aia și închidem și noi filmarea, facem hâțul suprem. Deci, revenim în mașina în secondary car, cum ar veni. Ok, băieții, se pare că am și revenit cu mașinuța. Aceasta este, suntem într-o parcare aici, i-am deschis ambele uși din cheie. Este un nou prototip de la GTA Online. Este firma, dacă este o firmă aici, dacă vă uitați atent. Mă fut naiba de treabă. Da, e belită. Uitați-vă atent la acest simbol galben și cu două dungi negre. Este nou, este noua mașină principe de la GTA Online. Imită, nu prea știu, spatele este foarte ciudat, o să urcăm imediat în ea. Aveți aici o imagine cu interiorul, pare Lamborghini așa, de rog, la spate nu pare Lamborghini, la față un pic, da, aduce un pic la Lamborghini și volanul. Stai că ăsta nu se mai închid, stopurile îmi plac, uai ce stopuri șmechere are. Vehicle doors. Ok, frumos totul din cheie, automat. Nu mă mai suna Brucey. Da, nu știu, la spate pare Batman car, la față Lamborghini, interior de Lamborghini. Și așa, formă foarte dinamică. Nu îi se deschide capota, dar nu este totuși electrică, așa că revenim fix la tuning acolo și vedem ce îi facem și după aia vedem cum se... Hai să facem un test acum, să vedem cum se... Uitați-vă cum aleargă acum, cum fuge. 100, fix 120 de mile pe oră prinde. Să vedem rezultatele, cât o să prindă după câteva modificări. Revenim de la custom tuning, băieți. Ok, băieți, am și revenit. Ați și văzut acolo prin chip. Mă rog, nu cred că ați văzut, fiindcă am tăiat fix înainte. Acesta este mașina, suntem la custom tuning, am zis să nu mai mergem până la ăla depărtat. Ăla e al meu de suflet, dar haideți de data asta tunăm aici. Mult mai scump, vedeți aici este 50.000, 100% armura. Frânele la fer, front bumper, sunt curios. Slab, adică nimic, nu uite-te și tu ce poți să-i pui la efectiv bătaie de joc, nimic. La spate sunt curios, oh. Astea o să-i le punem. Foarte slab așa pe la bări, pe la astea. Să vedem dacă se descurcă la alte, la exhaust. Ia să vedem. Gold, deci din gold, chrome jet, gold jet, titanium jet. Gold jet, haide să-i punem că arată destul de ok.
Nu mai punem claxon, lights, am uitat să punem xenoane pe cealaltă, dar nu e nicio problemă. Neon layout, hai să-i punem, mașina asta, nu știu, o să fac roșie. Nu știu, dar vreau să fac roșie. Livery 9000 plus, ia. Mamă, ce de tare arată chestia aia. Asta arată Sesana nou. Cred că asta o să o pun așa și după aia cu roșu o să arate într-un mare, mare fel. Ăsta Torino Red. Și cu clinzile așa roșii, înflăcărate. Ziceți voi că n-arată Gucci Gang, Blanao mari de aici, că arată prea bine. Deci dacă nu-ți place această mașină, înseamnă că nu, n-ai treabă cu GTA-ul. Fie atât cât costă 1.700.000. Flick spoiler, mamă, aici merge un spoiler de la gigant. Se mai atenueze curul ăsta urât. Asta, deci ăsta e pe primul loc. Cred că ăsta, care-l văzim, mă? Ăsta îmi place. Ia să vedem, deci care rămâne, ori ăsta, nu, ăsta, cred că ăsta. Ba, nu neapărat arată chiar bine. Asta da, asta arată chiar ok. Sunt pe stile lower, nici nu poți să-i pui alte suspensii, cu aia deja e, ea e pe burtă, pe burtă aproape. Race transmission, turbo tuning, wheels, wheel type, high end, aici să vedem. Ar da bine, nu să zic eu, pe ăsta de jante de ropt, dar haide să vedem ce putem să mai punem. Nu prea arată bine nimic, nu știu ce să zic, Chrome Rhymes, ia să vedem pe aici. Ai același căcat, hai să ne alegem unele și așa nu... Nu, mașina asta nu te uiți la genți, te uiți mai mult la motor, la aspect. Nu știu. Puh. Hai să le lăsăm pe astea. Wheel color. Deci nu mai pot, tear design, tear enchantments, tear smoke, red, clar, iar la Windows nimic. Mașina e demenția la părerea mea, stați să verificăm dacă se blocă, nu, face schimbul încă acolo. Mamă cum se aude. Iată dacă se învârte această mașina care este pe burtă, mâncați-și puterea. Nu prea, nu prea, dar se învârte și ea un pic. Na, n-are, nu se învârte așa constant, dar cerculețul face, face cum trebuie. Uite, uite că am reușit să-i prind... Uite-vă ce șmecher, așa. Dar mi-am cam rupt bara, uite că bara asta se cade. Mamă! Frâne perfecte. Ia frâne de la 100 lor. Asta, da, se dea frâne. Uite, frâne de la 150 la ori. 3 secunde. Nu mi-a zgâria... Mamă, nu mi-a zgâria, prostule! Ce-mi place. Hai să mergem într-un loc așa mai... Uite, pe bulevardul ăsta, să vedem... Cât ar fi... Cât putem să-i dăm așa. Când dacă e vreo diferență. Ah, futu-s... Astea nu o să le blurez, doar când apuc să-mi zic în jurătura. Am eu aici un loc, uite aici, putem să-i... Să o mânăm, naiba de prost. Ți-ți-e. Bă, ești prost, trec curând de 120! Stai că acum o să vedem. Acum vedem. Trecut să rând 120 de mile, ceea ce...
hai. Trecurăm. Mamă, 140 de mile, marș! Hai și înapoi. E cam bulită ea acum, da. Bă, da, te bași ca arahatul, firea naiba de prost. Trecurăm, 130 de mile. Mama ta de prost. Iar, ia să vedem. Mamă, suntem 9000 de ture, 125, 130. Nu mai am loc unde să-i dau! Am ajuns la 140 de mile, nu mai am... Ia să mai încerc o dată, că și aici e destul de... Dar oricum, face 0-100 mai puțin de 3 secunde. Ia uite, tu s***a! Curva p***a! Am mei... Îmi pare rău, băieți, aici știu, ma, nu m-am mai abținut, l-am înjurat de toți borții pe băiatul ăla. Ok, pare rău pentru jurăturile alea, oricum vor fi blurate toate. Nu cred că o să se mai înțeleagă nimic din acele blurături. Frânele îmi plac, îmi plac mult frânele. Ok, băieți, cam acesta a fost și episodul, îmi pare rău. Precum v-am spus și în prima parte a videoclipului, prima, cum am spus și în episodul cu Sims, mă pregătesc din greu pentru admitere, așa că este, așa că asta mi ocupă foarte mult timp, orice timp pe care îl găsesc, lucrez la chimie, lucrez la biologie, la ce mai prind, orice timp în care îmi rămâne, lucrez, fiindcă e spre binele meu. Acum mi-am terminat tot, deci am lucrat de la 3 după amiază până la 10 jumate, la cât mă apucai să filmez, până îmi găsi sesiunea, până așa. Deci faceți și voi calculul cam câte ore puteți să lucrez, mă rog, cu pauze de un sfert de oră, 20 de minute, între maxim vreo două pauze fură, cred. Deci să zici, hai cu o oră, nu fug. Deci de la 4, să zicem, până la 10 jumate, eu zic că fură niște 5 ore intense, în care îmi termineai tema pentru meditație și zisai că gata, până la când mă culc, până la 2-3, fac videoclipul, editez și mâine, păi mâine îl abladez. Așa că acestea fiind spuse, îmi pare rău că acest episod a fost relativ scurt, mă rog, cred că chiar a fost lung, de fapt, 35 de minute, dar mult o să fie tăiat din el. Probabil 20 de minute, sigur, 20-25 de minute, sigur o să scot. Eu am fost Minu, până data viitoare, nu uitați voi să apăsați butonul de like, cel ce de subscribe și, bineînțeles, să dați un share dacă v-a plăcut, să vadă și prietenii voștri. Eu am fost Minu, iar până data viitoare, v-am salutat. Prrra! Cum ar zice domnul Montana, respect pentru el. Hă-ți.